A început campania Sunt aici pentru tine, prin care conducerea Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș dorește să continue creșterea gradului de comunicare cu cetățenii. După ce au fost făcute publice numerele de telefon de pe secțiile spitalului, au fost înființate alte două posturi telefonice suplimentare, afișate în locațiile de intrare la UPU și la ambulatoriul de specialitate, la care personalul desemnat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Călăraș va comunica cu dumneavoastră. Când rezolvarea telefonică nu va fi posibilă, personalul va veni la fața locului și va încerca să ofere sprijinul solicitat. Momentan, proiectul cu cele două posturi suplimentare funcționează doar în programul 8-22, dar în perioada următoare se va încerca extinderea acestuia. Managerul interimar al unității spitalicești, Mihai Bogdan, face apel la călărășeni să semnaleze eventualele aspecte care nu funcționează așa cum ar trebui pentru remedierea lor în timp util. Ce veți face cu pacienții care vin la UPU și sunt în așteptare? Ați găsit o soluție și pentru aceștia? Am implementat un proiect care presupune în mare desemnarea unor persoane din cadrul spitalului, a căror fișe de post a fost modificată exact pentru a facilita relația dintre cetățeanul care se prezintă la UPU sau la ambulatoriu și cadrele medicale sau cei care stau la zona de dispecerat. În linii mari, pacientul va fi abordat de către un angajat al spitalului, care îi se va adresa cu o formulă de politețe. Bună ziua, numele meu este, cu ce vă pot ajuta? Am implementat și un sistem de audit ulterior, astfel încât să știm ce doleanțe au fost nerezolvate și pe care vom încerca să le reglăm în mod intern.